ne-am alăturat acestei cântări, alegerea ta. Domnul te-a ales. Domnul l-a trimis la vreme hotărâtă pe Hristos, El Dumnezeul cel atotputernic. Și în El, spune Biblia, am fost aleși cu toții. Și totuși, Dumnezeu nu sforțează nici mâna, nici inima, nici cugetul. Aduceți-vă aminte că și Domnul însuși a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, îl primesc, dar nu oricum. Pentru că nu rezistă oricum. O mică probă a venit în viața celor 70 sau probabil chiar mai mulți. Biblia vorbește de 70, de 12, mai vorbește de ceata ucenicilor, de mulți ucenici. Probabil că au fi fost mai mulți de 70 atunci când s-au potignit. Cert este, atunci când Domnul le vorbește de trupul și de sângele Său, ei deja când au auzit predica aceea, s-au blocat. Că doar acolo în Ioan 6, dacă citim, când este pasajul acela de referire foarte clară, Domnul spune, zice, cuvintele acestea sunt un prilej de potignire pentru voi, dacă ei erau pe fază. Deci deschideau urechile și spunea, stai să vedem ce vrea să spună. Zice, dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se, cum ar fi atunci? Le dă o perspectivă deja. Dar mai departe Domnul le spune clar. Deci ce v-am spus eu, cuvintele acestea sunt duc și viață, carnea nu folosește la nimic. Dacă ei erau atenți la ce a spus Domnul, era simplu să-și dea seama, măi, stai, că Domnul totuși vorbește în pilde aici, ca de alte dăți, că doar ei erau obișnuiți cu pildele Domnului. Dar ucenicii l-au luat câteodată deoparte și au spus, Doamne, ce vrei să spui prin pilda aceasta? Deci chiar nici voi nu înțelegeți, în anumite contexte spunea Domnul. Dar fiindcă inima lor se împietrise, ei n-au mai avut timp, n-au mai stat pe gânduri, au zis, în momentele acelea, unii l-au părăsit. E alegerea ta. Aici, de fapt, se cântărește ce are omul în inimă. Zice că mulți din iudei, la un moment dat, în Ioan capitolul 8, au crezut în el. Și cu aceștia, Domnul duce o discuție. Și spune, dacă rămâneți în adevărul meu, adevărul va face slobos, veți fi cu adevărat ucenicii mei, la care ei ripostează. Dar ăștia care au crezut în Domnul. Ce noi? Păi ce, noi n-am fost robi. N-am fost robi nimănui. Niciodată. Păi și atunci erau sub dominație romană. Erau un fel de vasali. Romanii domneau la ei, nu? Doar acolo erau sutași, acolo erau... oameni care au crezut. Și Domnul merge mai adânc. Adevărat vă spun că fiecare, dacă este stăpânit de un lucru, de un păcat, este rob acelui lucru. Dar dacă Fiul vă face slobod, 8:32, veți fi cu adevărat slobos. Dacă Fiul vă va face slobos, ce interesant. Unor oameni care au crezut, unor oameni care s-au deschis spre Domnul, cu 36. Deci dacă Fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobosi. Adică liberi. Și nici în aceștia n-a găsit cuvântul lui Dumnezeu putere să se adâncească, pentru că inima lor era împietrită. Păi dar au crezut! O credință de suprafață. O credință așa, că venim la biserică probabil, că mai dăm un ban, este o credință într-adevăr. Că mai facem o faptă de caritate, este ceva bun și frumos. Dar în seara aceasta, dacă ni s-a vorbit de ceva, ni s-a vorbit puțin mai adânc, nu doar de o suprafață, a unei religii, a unei dăruiri, de un Timotei care întruchipează un slujitor credincios, un om cu adevărat devotat, un om cu adevărat în adâncime, dăruit Domnului, nu doar de suprafață. De aceea este alegerea ta. Vei crește sau nu vei crește? Te vei apropia de Domnul sau nu te vei apropia de Domnul? Căci, până la urma urmei, este important începutul unui lucru. Dar și Solomon spune, finalul dă verdictul.
E foarte bine că din fragedă tinerețe te-ai ancorat de Domnul. Ai încheiat cu Domnul legământ la o vârstă timpurie de tânăr. Stăruință după Duhul Sfânt, Domnul te-a botezat cu Duhul Sfânt. Foarte bine. Dar finalul va duce cununa. Sau finalul va îndepărta cununa. De aceea ar fi bine să rămânem marcați că nu trebuie luat cu ușurință urmarea lui Hristos, ci cu o mare responsabilitate. E alegerea ta, e alegerea mea, viață sau moarte. Pentru că aici, când e vorba de credința în Scripturi, când e vorba de relația cu Domnul, nu vorbim doar așa, hai la biserică că n-ai ce face acasă. Hai la biserică să mai schimbi mediul. Că doar 5 zile sau 6 zile pe săptămână îți ajung la locul de muncă sau în alte preocupări, școală, studenție sau, știu eu, familie și așa mai departe. Hai, domnule, măcar o duminică, din când în când hai la biserică sau la câte un program sau la câte o, știu eu, părtășie cu corul, cu fanfara, așa doar. Sunt unii care așa privesc pur și simplu biserica. Un fel de congregație, un fel de adunare, unde totuși, domnule, mă simt puțin altfel față de cum îs la locul de muncă sau pe stradă sau chiar în anumite alte conjuncturi. Frați și surori, chemați de Domnul. Domnul vrea seara aceasta să ne deschidem ochii mai mult, inima mai mult și mintea noastră să pătrundă mai în adâncime voia lui Dumnezeu. Vei fi tu gata oare, voi fi eu gata oare să fac un pas mai departe cu Domnul? Că nu e destul să spui, da, vreau. Nu e destul să spui, da, Doamne, uite, sunt aici. Trebuie să și plătești prețul. Și prețul umblării cu Domnul, dacă nu-l depui din propria ta conștiință și din propria ta inimă cu dăruire, nu vei rezista până la capăt. Te poate trage soția, te poate trage soțul, te poate trage anturajul creștin și bun până la un loc. Te pot trage probabil chiar păstori, lucrători, cântăreții, grupurile care sunt. Te pot trage într-adevăr și mă refer la partea bună, căci sunt și influențe bune. Dar să știi, asta are un rol doar până la un punct. Rolul determinant sau definitiv sau definitoriu ești tu. Dacă tu nu ești convins de nevoia smeririi tale, de nevoia aprofundării tale în ale Domnului, nimeni nu te va putea forța să treci bariera. Vei fi un om sau voi fi un om de suprafață. Alegerea îți aparține, dar să știți, și consecințele ne aparțin pe de-a-ntregul. Nu le vom putea împărți sau da la alții. De aceea, când este vorba de chemarea numelui lui Dumnezeu, ar trebui să înțelegem că dacă venim la biserică, pare un lucru simplu. Dacă venim la o repetiție de cor, pare un și mai simplu. Sau dacă facem o anumită slujire, în ascuns, dom'le, vede cineva, nu vede, sau te rogi lui Dumnezeu, așa, 5 minute, da, poți să le faci așa, pe bâlbăite. Dar dacă le faci cu inimă, toate lucrurile acestea au o valoare veșnică. Și toate lucrurile acestea se vor transforma în cărămizi care se pun în jurul tău de protecție. Și diavolul nu va mai avea putere asupra ta. Dacă nu, vei fi foarte ușor pradă altora. Bunoară, cum spune aici, vine acest om sau acești oameni, fie imineu, trece pe la noi, fie filet. Și vorbesc acum figurativ, că nume de genul acesta nu avem în biserică și nici nu cunoaștem, ca să vă gândiți, bă, chiar la ăla îi spune. Nu, nu. Vorbim figurativ. Vine imineu pe aici și începe cu vorbării goale. Vorbărie goală, la ce se referă? Multe aspecte. Pot să fie tot felul de glume, pot să fie tot felul de povești, pot să fie tot felul de istorisiri fără esență. Când e să le cercetezi, nu ai ce să cercetezi, că nu sunt. Poate să fie tot felul de închipuiri ale minții umenești, că eu cred că așa o să fie, că eu cred că așa o să fie, și te ține probabil cu gura căscată la tine în familie sau chiar în biserică o oră și spui, bă, ce fain. Dar când e să intri la esență, de fapt, n-are nimic. Și problema este
că oamenii de genul acesta, fiindcă nu se axează pe cuvânt, nu rămân în cuvânt, zice că răstoarnă credința unora. Foarte interesant. Zice până acolo că ei zice că dacă ei nu se opresc, nu te poți opri. Odată ce te-ai pornit, numai să te schimbi eventual, schimbi direcția, te întorci spre Dumnezeu sau mergi în partea opusă lui Dumnezeu. Deci oamenii aceștia vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Păi cum? Păi simplu. Lăsând cuvântul la o parte, punându-și imaginația lor, făcându-și ei înșiși niște reguli probabil, un fel al lor de a câștiga oamenii, că ăștia sunt diferiți. Se uită la oameni. Și dacă ție îți place cu minunile, ți-o dă cu minunile, fără nicio problemă. Dacă mergi la celălalt în casă sau la cealaltă biserică unde nu-ți de acord cu minunile și cu prorociile, să vezi numai cum vorbește exact pe dos, fără nicio problemă. Dacă cumva prinde că îți plac lucrurile de senzație, imediat își schiebează mai multe lucruri de senzație prin care te lasă gură cască. Și cum am zis, s-au întâmplat și se întâmplă lucruri de genul acesta. Astfel de oameni, la un moment dat, vin și răstoarnă foarte ușor. Păi că nu-i chiar așa, că e altfel. Măcar că scrie clar în Biblie. Fie dacă e vorba de Evanghelia Prosperității, scrie clar în Biblie ce fel de oameni au fost apostolii, ce fel de oameni au fost cei care au urmat pe apostoli. Cum au acceptat ei răpirea verilor, cum n-au avut un scop în a aduna, în a face, când, dacă, cum spune Cartea Evreilor, a venit momentul de prigoană, au renunțat, zice Domnul, ați privit ca o mare bucurie. N-au intrat în acea criză, ce ne vom face, ce va fi, acea disperare care te duce până la depresie, până la lepădare de Domnul, le-a părăsit Domnul, le-a abandonat Domnul, nu. Deci ei aveau ochii spre răsplătirile veșnice, nu spre pământ. Nu că n-au suferit, că zice că ei au suferit apoi, au fost prin beci, prin pustie, prin tot felul de stânci ascunși și prigoniți, uiduiți, ei de care lumea n-au fost vrednică. Ei ăștia au fost înaintașii noștri. Și nasc unii, unele idei și unele păreri, că te dă peste cap. Apare problema cu sabatul și să mă ierte cei care sunt de confesiune adventistă. Păi dacă nu spune foarte clar Pavel la Galateni, la Coloseni, problema clară o despică, o spune și romanilor și foarte clar arată. Apoi Cartea Evreilor pecetulește la început și zice că pentru copiii lui Dumnezeu există și rămâne o zi ca de sabat. Adică a fi permanent în odihnă creștinul, odihnă spirituală. Sigur că rămâne principiul de la început, de când l-a dat Dumnezeu pe pământ. Zice, 6 zile a lucrat Dumnezeu tot ce se vede și ce nu vede omul. Și a 7-a zi s-a odihnit și a rămas principiul în sine. Să te odihnești, să te închini lui Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu. Dar unii fac din asta, nu, Domnule, că dacă evreii au făcut așa și noi o facem așa. Dar ce avem noi cu evreii? Avem multe în comun, dar avem și multe total separat. Pentru că felul cum trasează Domnul Hristos, apoi apostolii, apoi apostolul Pavel, lucrarea aceasta a mântuirii, este total separată de lucrarea evreilor. Evreii la ora actuală, de când a murit Domnul Hristos până acum, dacă acceptă mântuirea, ei trebuie să treacă prin aceeași fază a nașterii din nou, prin aceeași fază a pocăinței, prin aceeași fază a botezului, cum găsim în Biblie, că în Biblie găsim în Faptele Apostolilor evrei care s-au pocăit. Și numai pentru că au fost evrei, nu au fost scutiți de botezul în apă. Sau n-au fost scutiți să vină la adunările bisericii. Sau n-au fost scutiți de rânduielile bisericii. Și în fapte 15, când Marele Consiliu pune capăt acelei dispute din Antiochia, cu toată legea aceea lui Moise rămân cele 4 lucruri. Nici tăierea împrejur, nici legea ceremonială, nici legea jertfelor, nimic. 4 lucruri rămân. Și apoi toată învățătura care Pavel o dă bisericii. Și totuși vin unii și răstoarnă. Și te dă peste cap. Mai este încă o categorie de oameni care foarte ușor pătrund la ora actuală între noi. Auzi, Domnule, zice, ăștia scriși pe pământ. Zice, ăștia au cult. Păi ăștia dacă scriși pe pământ, zice, ăștia nu mai sunt scriși în ceruri.
Eu când eram tânăr, copil, credeam că asta e o învățătură aici, colo, așa, undeva în partea României, într-o parte, în alta, pe la sate, nu știu pe unde. Când colo să mă trezesc, că la ora actuală ia tot mai mult contur. Dar din ce pricină? Uitați-vă și la substrat. Sunt unii oameni care nu le place disciplina. Nu le place supunerea. Dar de ce să fii tu mai mare peste mine? De ce să spui pe cine să ordinez, pe cine să nu ordinez? Pe cine să pun în comitet, pe cine să nu pun în comitet? Lasă-mă, domnule, că eu știu, eu sunt luminat, eu sunt chemat de Dumnezeu și n-am nevoie de altul peste mine care să ia măsuri dacă cumva nu fac bine. Și automat invocă cuvinte din Biblie, cuvinte din Scripturi și dezbină adunare, și dezbină biserici, că cu tot felul de idei, că nu trebuie să fii scris, că nu trebuie să așa, și de ce în cult, de ce cu organizație, de ce să fii la o biserică unde sunt fișe de membru și așa mai departe. Pentru că ei, de fapt, ei urmăresc alte scopuri. Să nu fie la nimeni supuși, să facă ce vor ei și cum o fac ei, așa e bine. Dar așa spune Biblia. Nu spune Biblia să fim supuși unii altora, să dăm socoteală unii altora și peste cel mare există unul mai mare și peste toți domnește Dumnezeu. Până și în lume, Domnul spune prin Pavel că așa este. În biserică nu trebuie să fie așa. Fiecare de capul lui. Hai să facem 100 de biserici, că doar suntem aici minți luminate, o grămadă, nu? Frați și surori, vine imeneu. Vine imeneu. Și-i primit? Nu am pe nimeni în vizor. Am rămas doar la pasajul acesta, dar ne încolțesc din toate părțile tot felul de porniri, tot felul de învățături. Liberalismul acesta, care pe toate părțile ne atacă. Unii până acolo merg și spun, vă veți pierde copiii, vă veți pierde tinerii, vă veți pierde familiile, că sunteți înguști. Acum, eu v-am mai spus și de altă dată și îmi permit lucrul ăsta că sunt la noi acasă, suntem la noi acasă. Măi, fraților, dacă noi suntem înguști, apoi, eu nu mai înțeleg. Vă spun sincer. Păi hai să mergem în biserici înguste. Hai să mergem să vedem cum se pune baticul, cum se poartă fusta, cum se poartă tocul. Hai să mergem în biserici înguste, dacă noi suntem înguști. Păi și la muzică. Că n-avem tobe publice, la cântările în comun. Păi dar avem negative, frate, de ne doare capul câteodată. Păi unde suntem înguști? Ei, dar partea aceea care promovează liberalismul, ei au un scop în sine. Și mulți le cad pradă, nu toți sunt vinovați. Sunt câțiva care urmăresc, de fapt, să smulgă pe credincioși dintr-o închinare evlavioasă și supusă lui Dumnezeu și autorității bisericești și să-și facă fiecare de capul lui, să nu mai fie nicio rânduială, nicio regulă și să facem un fel de închinare așa, prin roc, înaintea lui Dumnezeu. Că doar Dumnezeu pe toți ne primește. Și la mulți prinde bine. Problema știți care este? Problema este nu că ne-am înjumătățit noi, că până la urma urmei biserica a crescut, a descrescut, iar a crescut, iar a descrescut. Până la urma urmei, vorbind de biserica națională sau internațională, Dumnezeu, spune Biblia, îi cunoaște pe ai săi. Și cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, spune Biblia. Asta e foarte clar. Problema este că îți vinzi sufletul pentru nimic. Zice, tot Pavel spune că sunt unii care propovăduiesc libertatea, slobozenia în Hristos, dar ei înșiși sunt robi unor lucruri stricate, unor lucruri mizerabile. Sigur că nu sunt de acord nici cu acea îngustime de care am vorbit, care te duce de fapt la fariseism. La acea îngustime care probabil uneori, în unele perioade ale vieții, creștinilor a prins bine. Dar să știți că mult așa e stricat. Legalismul fără dragoste omoară. Nu este deloc mai bun ca și liberalismul. Ba încă într-un anumit sens este mai periculos, pentru că se închide și te prinde ca într-o carapace și dacă vrei să scapi de acolo, te strânge mai tare până ori te sufoci, ori dacă mai apuci să evadezi de acolo, te fac un fiu al ghenei. Și dacă cumva te-au atins în psihic, oriunde te-ai duce, greu îți mai revii sau niciodată nu îți mai revii. Aici sunt riscurile mari pentru cei care nu rămân în adevărul Scripturilor. Biblia spune foarte clar cât trebuie să fim, cum trebuie să fim, chiar și în ținută.
Îmi cunoașteți principiile. Sunt pentru ceea ce spune Biblia. Dacă e vorba de partea feminină, Biblia spune foarte clar trei dimensiuni cel puțin care potrivesc și la ecuator și la polul nord. Care potrivesc și la noi aici, în zona temperată. Indiferent de anotimp. Femeia să fie îmbrăcată cu rușine, cu sfială și în chip cuvincios. Surori dragi! Gramatical, dacă nu înțelegeți românește și nu vreau să vă jignesc, citiți în germană, citiți în engleză. Aceeași traducere vă duce în aceeași direcție. O frică de Domn, o responsabilitate de a fi umilită, de a fi umil prin ceea ce faci, prin gesturi, prin mimica feței, prin exteriorul nostru, ar trebui să dăm dovadă într-adevăr că noi ne temem de Domnul și prin ținuta noastră noi ar trebui să-L prezentăm pe Domnul. Trist că partea aceasta exterioară a trecut mult în ultimele vremi cu dezvoltarea LGBT-ului în lumea modernă, foarte mult a trecut și la partea bărbătească. O ținută cât mai indecentă, dacă se poate. Pantaloni cât mai scurți, fără ciorapi. Știți de unde vine asta? Citiți dacă nu știți. Informați-vă, vă rog, că sunteți oameni culți. Sau cel puțin ne pretindem. Pantaloni cât mai strâmți, dacă se poate, ca și când te duci la călărie. Dar nu vă supărați. Asta ne ar trebui predicate de aici. Dar noi ne temem de Domnul și noi predicăm pe Domnul. De aceea și cântarea a fost pentru seara aceasta din partea Duhului Sfânt. Alegerea ta este viață sau moarte, dar e a ta alegerea. Noi cântăm cu toții, ne rugăm cu toții. Unii mai merg într-o parte, alții mai merg în alta. Deschidem alte biserici, nu e nicio problemă. Decât 10 cârciuri, mai bine 10 biserici. Chiar dacă avem puțină nuanță diferită. Nu mă leg de nuanțele diferite. Mă leg de statutul acela care e simplu și biblic. Sfințenia noastră înaintea lui Dumnezeu trebuie să ne caracterizeze pe toți. Unde suntem? Cum suntem? Și dacă vine Emineu, vom putea sta împotriva lui? Vom putea sta și să spunem nu, la noi nu așa. La noi înțelegem Biblia, uite așa. Și cu toții să fim o singură voce. Doamne, ajută-ne la aceasta. Biblia spune foarte clar, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului. Acum, care dintre noi ar vrea să fie un vas de ocară? Că așa spune Biblia, că într-o casă mare nu sunt doar vase de cinste. Și tot prin călăuzire s-a cântat cântarea aceasta, frumoasă. Și cu Ieremia și cu pasajul acesta de aici, care s-a citit ulterior. Eu cred că toți am vrea să fim un vas de cinste, nici de cum de ocară. Cine vrea să fie și să ia locul sau lângă el, că a se repeta istoria, nu se poate, dar te pune lângă el, se poate. Locul lângă Iuda, un vas de ocară, un vas de blestem, niciunul dintre noi. Locul lui Dima, niciunul dintre noi. Dar cine vrea să fie lângă Timotei? Păi toți am vrea. Lângă Pavel, eu cred că toți am vrea. Lângă Sfinții Apostoli, cred că toți am vrea. Ei, dar pentru asta trebuie curățire, trebuie separare de lucrurile păcatului, trebuie să-ți faci timp și să-mi fac timp pentru Domnul și să pot filtra lucrurile. Zice, să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat. Cum? Păi punându-te la probă. Indiferent pe ce linie a sportului ne-am duce, s-a vorbit puțin de meserie, eu rămân la nivelul de sport. Indiferent pe ce linia sportului ne-am duce. Un sportiv, cum se dovedește că este într-adevăr performant? Prin exercițiile care le face, în domeniul lui. Și asta ce înseamnă? Că în spate are ore de concediu, săptămâni de concediu, luni de stat la plajă, nici de cum. Vorbiți cu Andreea Sonea. Vorbiți cu Andreea Sonea. Și vedeți ce înseamnă zi de zi, 5 ore, 6 ore, 7 ore, 8 ore de antrenament serios. Nu glumă? Și când vine competiția, poate iei o medalie, poate nu iei. Poate ești pe locul 10 și cu greu ajungi pe locul 3-2-1. Și totuși, spune Biblia, ei se înfrăbează, că Pavel tratează și problema celor ce se antrenează la jocuri. Și? Și ce e de făcut? Să nu mai luptăm? Nu. Biblia spune noi să alergăm în așa fel încât să primim premiul, că la noi nu-i concurență.
Domnul este atât de bun că ne poate da la toți premiul 1. Domnul este atât de bun că pe toți ne poate mântui. Dar totul este de dăruirea noastră și devotamentul nostru. Curățirea Domnul nu poate face în locul nostru. El ne ajută la curățire eventuală. Și eventual, cum spunea chiar la început, când vin încercările, doar dacă ai perspectiva aceasta, că Dumnezeu te prelucrează, atunci te poți bucura. Deci să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Păi dacă ești om carnal, lumesc, firesc, nu ai cum să te bucuri, frate, nu am cum să mă bucur. Dar când privești din perspectiva lui Dumnezeu, când tine este un juvaier pe care Dumnezeu îl șlefuiește prin încercarea care vine din partea soției, după aceea din partea copiilor vine altă șlefuire, după aceea la locul de muncă din altă parte, după aceea prin păstori poate, poate prin grupul acela care tu ești acolo implicat, vine chiar acolo șlefuire de unde nu te-ai aștepta și zici, Doamne, dar de aici nu m-am așteptat să vină. Și totuși vine! Și dacă reziști, Dumnezeu te șlefuiește exact ca pe un diamant, pe mai multe fețe, să strălucești puternic în ziua Domnului. Ei, doar dacă ai ochii deschiși din punct de vedere spiritual, te poți bucura de încercări. Altfel, te dărâmă. Și tocmai asta vrea diavolul. Și tocmai asta vrea apostolul să prevină pe frați. Măi, frate, când vine încercarea, nu cădea în panică. Nu cădea în depresie, Dumnezeu m-a lepădat, Dumnezeu m-a părăsit, vai de mine ce se întâmplă, sau mă leapăt eu de Domnul, că uite, de 2 ani m-am rugat și încercarea n-a luat sfârșit, înseamnă că nu există Dumnezeu. Nu, ăsta e scopul încercării din partea lui Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu, încercarea vrea să te facă mai frumos, mai ceresc, mai dumnezeiesc, mai aproape de El. Doamne, deschide-ne ochii! Și atunci când vine încercarea peste mine, peste dumneavoastră, să privim din perspectiva cerului! Și atunci poate fi o bucurie. Și atunci stai pe stâncă, chiar dacă plângi. Și Pavel a plâns. Și oamenii lui Dumnezeu, mulți arată Scriptura că au plâns, dar au stat în picioare înaintea lui Dumnezeu, au răbdat, s-au temut de Domnul și Domnul le-a încununat viața cu biruință deplină. Ce vrei? Vrei cununa vieții? Vrei cununa veșniciei? Păi nu e simplu, e un preț de plătit. Dezbrăcarea de tine însuți e cea mai grea. Și tocmai de aceea Domnul spune, dacă voiește cineva să mă urmeze, da, e lucru bun, dar trebuie să plătească prețul lepădării de sine însuși. Și după ce te-ai lepădat de tine însuți, ia crucea. Crucea care Domnul ți-a rânduit-o în fiecare zi și urmează-mă. Fără pretenții, fără alte scopuri. O, dacă postesc, o, dacă mă rog, o, dacă îmi țin gura în fața soției sau în fața soțului atâta timp, Domnul îmi dă darul cu tare sau Domnul mă ridică nu știu unde. S-ar putea, Domnul, să nu te ridice deloc aici în imaginea ta, doar să-ți pregătească un loc în veșnicie. Nu-ți pune nădejdea nici în haruri pământești sau cerești, nici în daruri și nici în alte lucruri pământești, oricum ar fi ele, că s-ar putea să te lase Domnul să te dezamăgești. Pune-ți nădejdea doar în Hristos și spune, Doamne, cum vrei Tu așa cel mai bine? Dacă postesc, dacă mă sfințesc, dacă mă apropiu de Tine, o fac un singur scop, să potrivesc după planul Tău la ceea ce vrei Tu. Nu fac eu planul, nu fac eu imaginația, că atunci apar decepțiile. Atunci apar decepțiile. Dacă te lași purtat de vântul Duhului, fără pretenții, nu apar decepții. Nu apar căderi în psihic, nu apar oboseli peste care să nu treci, nu, nu, ci vei trece peste toate cu biruința Duhului Sfânt. Dar când pui înaintea Domnului anumite bariere, anumite baremuri și spui, dacă voi face asta, voi face asta, voi sta atâta, voi poste atâta, mă voi ruga atâta, mă voi duce acolo, voi face atâta dărnicie, sigur Domnul va face asta sau asta, ai grijă! Că ești pe calea care te duce spre pierzare, că diavolul acolo te așteaptă la capăt să-ți dovedească, uite, vezi, nu s-a împlinit, nu există Dumnezeu. Sau, dacă nu te poate dărâma cu ideea aceasta, spune, pentru tine nu mai e har, pentru tine nu, Dumnezeu nu lucrează, o fi pentru alții, dar nu pentru tine. Și te-o dat de pământ. Smerește-te înaintea Domnului. A fi smerit înseamnă să n-ai pretenții. A fi smerit înseamnă să fii gata unde te pune Dumnezeu, cât îți dă Dumnezeu, cât îmi dă, atât-i tot și nimic mai mult. Vom fi oare de astăzi mai aproape de Timotei sau mai aproape de Dima? Mai aproape de cel ce slujește cu toată inima și cu ochii în patru și curățit și sfințit? Ce să mai zicem? Că ar mai fi, dacă e vorba să ne oprim încă de un ceas sau de două, fugi de poftele tinereții.
Nu sunt numai poftele sexuale, poftele tinereții. Câte nu vor tinerii să facă, câte năzbâtii, câte porniri nu le trec. Și totuși, tot ce-i firesc, fugi. Și ce să cauți? Păi ce spui aici? Cu Sfinții Domnului, caută. Ce înseamnă credință, ce înseamnă dragoste, pace, iubire. Doamne, ajută-ne. Amin. Amin.